Bine v-am regăsit! Accidentul vascular cerebral reprezintă prima cauză de mortalitate în România și a treia cauză în lume, fiind totodată și principala cauză de invaliditate. Accidentele vasculare sunt cele care ne transformă adesea părinții sau bunicii în persoane invalide, țintuite la pat. Asta atunci când supraviețuiesc unui astfel de eveniment. Pentru a lupta, cum putem, împotriva statisticilor, l-am invitat alături de noi astăzi pe medicul neurolog Ovidiu Simionescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnul doctor, vorbeam și înainte de a intra în emisiune despre acest număr îngrijorător și această statistică. De ce credeți că lucrurile stau așa în România? Da, probabil că este o multitudine de factori care duce la rezultatul ăsta. Chiar astăzi am citit un material din care reieșea că la fiecare 40 de secunde se produce un accident vascular cerebral. Deci asta înseamnă că incidența este ridicată în toată lumea, iar dintr-un alt material reieșea că incidența bolii cerebrovasculare în România este cam printre primele cauze de deces și în Europa ne situăm la coada Europei, din păcate, în ceea ce privește mortalitatea și morbiditatea prin accident vascular cerebral. Încercăm și nu suntem singurii care încearcă, dar încercăm și noi să îi informăm pe cei care ne urmăresc și poate așa, știind clar despre ce este vorba și cum stau lucrurile, oamenii ar încep să fie mai atenți. Da, de asta am și fost de acord să vin această emisiune, pentru că fiecare contact pe care îl avem cu cetățenii, cu concetățenii noștri, sunt sigur că e de folos, poate fi de folos pentru a preveni cel puțin accidentul vascular cerebral. La ce ar trebui să fim atenți când vine vorba de accidentul vascular? Este o multitudine de factori care poate să ducă la acest deznodământ. Uneori putem să prevenim, alteori nu putem să prevenim această catastrofă, să zicem, a creierului de cauză vasculară. De cele mai multe ori, factorii, probabil că o să discutăm mai încolo despre factorii de risc, dar aș vrea acum, dacă sunteți de acord, să arătăm câteva dintre simptomele de alarmă care pot determina pacienții noștri să se adreseze de urgență la medic. Mai ales pacienții care au factori de risc, sunt hipertensivi, sunt cardiaci, au tulburări de ritm cardiac. Are legătură și cu ereditatea? Dacă am avut în familie cazuri, trebuie să fim mai atenți? Sigur că da, factorii genetici pot să determine pacienții să fie foarte atenți, pentru că vârsta la care părinții dumnealor au avut un accident vascular coronarian sau cerebral poate să indice vârsta la care și ei pot să aibă un asemenea eveniment. Și atunci trebuie să ia măsuri din timp pentru ca să nu se ajungă la așa ceva. Ce simptome ar fi de să-i determine pe oameni să vină, să sune la 112 și să vină repede la spital? Spre exemplu, un deficit motor. Asta înseamnă o slăbiciune musculară la nivelul a jumătate de corp, deci mâna și piciorul de o parte, strâmbarea gurii sau tulburări de vorbire de tip expresiv, vederea dublă, amețeala, durerea de cap, dezechilibrarea la mers, o tulburare de tip confuziv, confuzional, sau chiar o tulburare de memorie, de o perioadă mai scurtă, sunt toate astea simptome care pot să indice iminența unui accident vascular cerebral și pentru că sunt posibilități terapeutice care pot să împiedice evoluția spre agravare, e bine să se prezinte din timp. Deci, practic, există șanse, așa cum spuneam și mai devreme, sigur, să îi ajutați pe cei care se lovesc de o astfel cât de problemă. Cu cât se prezintă mai repede în situațiile de pe care le-am pomenit, cu atât soluția terapeutică și tratamentul intensiv pot să împiedice o evoluție spre agravare. Așadar, nu ezitați, în cazul în care aveți un simptom din cele enumerate, să sunați. Durere de cap brusc instalată, mai ales după un efort sau după un stres psihic, amețeală, o tulbureală a capului, senzație de cap tulbure, dezechilibrare la mers, slăbiciune musculară, cum am spus, pe jumătate de corp, o tulburare de vorbire. Mai ales dacă sunt persistente și se agravează, sunt indicatori care pot să-i determine să vină de urgență la spital. Simptomele care apar în cazul unei astfel de probleme diferă de la pacient la pacient, ținând cont de zona afectată a creierului? Da, bineînțeles. Dacă este vorba de un accident vascular care interesează emisferele cerebrale,
pot să vă spun că sunt patru lobi cerebrali, fiecare cu anumită specificitate, cu anumită acțiune specifică. Și atunci, de exemplu, dacă este un infarct sau un accident vascular care interesează lobul frontal, care este motor, vom avea un deficit de motilitate, de mișcare. Dacă sunt interesate structuri mai posterioare, de exemplu un lobul parietal, care este un lob senzitiv, pacientul va acuza morțel, furnicături, termenul este medical de parestezii, care interesează jumătate de corp. Știm Dar că... ce facem în momentul în care cu toții, poate, sau majoritatea, se lovesc de astfel de probleme și nu le dau așa multă importanță? Da. Când ar trebui să ne punem într-adevăr un semn de întrebare? Acum depinde de la caz la caz. Fiecare om are o anumită atenție față de propria sănătate. Sunt persoane care sunt foarte atente și încearcă să își păstreze o stare de sănătate o perioadă cât mai lungă de timp, dar sunt și persoane care sunt mai puțin receptive la ceea ce vă spuneam și au tendința să neglijeze simptomele astea. Spre exemplu, sunt unii care zic, doamne, mi-a amorțit partea stângă, dar mi-a revenit după jumătate de oră. Este posibil să durerea să apară și să dispară? Transitor, sigur, există accidente ischemice tranzitorii, adică se produce un deficit neurologic și după aceea se își recapătă starea de anterioară, de dinainte. Și asta nu înseamnă că se instalează un accident definitiv. Dar accidentul ischemic tranzitor este un semnal de alarmă că se poate produce un accident ischemic constituit. Și atunci, una este să tratezi un AIT înainte să se producă o leziune cerebrală definitivă și alta este să vină mai târziu când leziunea deja este gravă. Și chiar am văzut recent un film pe internet în care un pacient foarte preocupat de profesie, a neglijat o pierdere de conștiință și un deficit ăsta motor care a fost așa, recurent, tranzitor. După care a instalat un accident vascular major. I-au trebuit luni de zile și familia și toată lumea de pe lângă dânsul să recupereze deficitul. Bineînțeles că nu și-a mai revenit în starea de dinainte. Dacă s-ar fi prezentat și asta s-a întâmplat în Occident, deci nu la noi, vreau să spun. Vă dați seama câte asemenea accidente ischemice tranzitorii sunt trecute cu vederea când ar putea să vină din timp și să fie tratat și să nu instaleze un accident, un infarct cerebral constituit. Acum, sigur că sunt accidente vasculare ischemice, așa numitele infarcte cerebrale, sau hemoragice. În accidentul ischemic se produce o blocare a circulației într-un teritoriu vascular cerebral, pe când în accidentul hemoragic se produce o ruptură, se rupe vasul, practic, și sângele inundă o porțiune din creier, porțiune care poate să fie mai mică sau mai mare. Statistic, accidentul hemoragic este mult mai grav decât cel ischemic, dar fiecare are gradul său de gravitate în funcție de tot contextul, de ce bolme are pacientul, de dacă e primul accident sau al doilea, așa și mai departe. Era următoarea întrebare la care cumva ați și dat răspunsul. E important și contextul în care apare acest accident. Se întâmplă frecvent să apară accidentele vasculare după un stres puternic. Pacienții relatează un stres, o supărare, un necaz, după care de obicei se produce un puseu de hipertensiune arterială și se instalează un deficit neurologic. Unii pacienți nu înseamnă că accidentul vascular înseamnă neapărat o hemipareză. Pot să fie pacienți care au tulburări de echilibru, nu păstrează baza de susținere mai mare și asta se poate întâmpla în accidente de lob cerebel sau de lob occipital. Fiecare este grav în sine, de asta zic că simptomatologia este diferită, debutul este brusc, de obicei, brutal, dar foarte rar apare la un pacient perfect sănătos. Se poate întâmpla și situația asta, de exemplu, un pacient care nu știe că are vreo boală și într-un context de stres, de supărare, face un puseu de tensiune și instalează un accident hemoragic. Asta se întâmplă de obicei la adulții tineri și, din păcate, pronosticul este rezervat. Vreau să îmi spuneți dacă este adevărat că acest accident apare mai repede dimineața. Eu n-am citit în ultimul timp așa statistici care să spună lucrul ăsta. În cursul nopții e adevărat că unii pacienți pot să facă pusei de tensiune, fie că tratamentul e suficient seara, fie că se produc diverse modificări în cursul nopții și atunci pot să instaleze, și infarcte de miocar se pot întâmpla în cursul nopții. Eu cred că orice perioadă a zilei este la fel de periculoasă, la fel de importantă și de asta zic că asemenea întâlniri cu pacienții noștri, cu concetățenii, sunt importante ca ei să aibă grijă de propria lor sănătate.
Adică este foarte, foarte important ca fiecare să se auto-urmărească și să știe de asemenea simptome și să se prezinte din timp la medic. Să fim atenți la corpul nostru, sigur, pentru că ne dă absolut semnale clare și nu trebuie să le ignorăm. Vreau să-mi spuneți, în cazul în care cineva suferă acest accident și se soldează, dacă pot spune, bine, cum este viața lui cum după e viața pacientului? Un astfel să știți de eveniment. Că sunt situații diferite, adică sunt pacienți care au accidente vasculare destul de serioase și care au recuperare extraordinar de bună, incredibilă chiar, dar care fac recuperare motorie, care se țin de tratamentul medicamentos, schimbă comportamentul de viață, nu, din sedentar devin mai activi, nu mai consumă așa multe grăsimi, sarea e mai puțină în alimentație. Și atunci acești pacienți pot să recupereze chiar foarte bine, unii chiar pot deveni utili în celor din jur. Și se pot întoarce la o viață normală? Da, unul se pot întoarce. Depinde, sigur, de mărimea accidentului vascular, de contextul în care a apărut, de voința pacientului de a recupera, știți? Sunt și pacienți care, din păcate, nu recuperează foarte bine și rămân o problemă de sănătate importantă în România, pentru că, vedeți, în Occident, în general, în toată lumea, oamenii au foarte mare grijă față de cei care au o dizabilitate, un handicap. Și la noi au început în ultimii ani să apară tot felul de organizații neguvernamentale și de organizații ale pacienților care se ocupă de protecția pacienților cu dizabilități. Și unii chiar se simt bine după asemenea atenție și chiar recuperează. Și atunci, bineînțeles că se întâmplă unui membru din familie și acest membru de familie nu poți să-l lași să nu-l îngrijești, să nu-i dai tratamentul adecvat, sunt supraviețuiri de 10, poate 10-15 ani la unii pacienți, chiar dacă stau în pat, sunt fiind îngrijiți de familie, sigur că familia aia are o problemă, pentru că pe lângă un pacient în vârstă cu un accident vascular poate să mai crească un nepot și așa mai departe, dar ideal ar fi să prevenim. Asta trebuie să ne fie în atenție, să putem preveni acest problemă. Cum putem face acest lucru? Păi dacă ar fi să ne referim la factorii de risc care, și cei care declanșatori ai accidentului vascular, ar trebui să ținem cont de, ca principal factor, de hipertensiune arterială. Deci toți pacienții care găsesc o valoare a tensiunii peste 140 cu 80 mm de coloană de mercur, trebuie să intre pe un program de tratament. Sunt pacienți care spun, și aici o să vorbim și de riscuri și de greșeli, spun că, domnule, am avut o tensiune de 18, dar după aia mi-am luat câteva zile tratament, s-a normalizat și n-am mai luat. Ei, ar fi bine dacă toți am avea în casă un tensiometru. Eu sfătuiesc din toată inima ca fiecare să aibă un tensiometru electronic, pentru că e ușor de folosit, se apasă pe un buton, nu trebuie o pregătire specială și ne arată o tensiune care este important să știm dacă e mare, e mică, când crește, în ce context, seara, dimineața sau după stres. Și asta poate fi util medicului să știe ce tratament să folosească. Deși hipertensiunea arterială trebuie tratată cu mare atenție, nu trebuie neglijate valorile tensionale ridicate, pentru că, explicație simplă, fiind vorba de o tensiune care apasă mai mult, mai tare pe pereții vasculari, atât procesele de aterogeneză, cât și cele care duc la accidentul hemoragic, se amplifică și riscul unui accident vascular sunt mult mai mari. Diabetul zaharat, o problemă de sănătate foarte importantă în România, pentru că se pare că datorită tipului de alimentație, datorită unor probleme chiar de natură genetică, și dar de cele mai multe de tip de alimentație, mulți pacienți au diabet în diverse stadii, nu neapărat constituit, în stadii preliminare, în stadii de început. E, un pic de tensiune, un pic de diabet, un pic de sedentarism, un stres, o tară genetică, tot ăștia sunt factori care la un moment dat pot să ducă la declanșarea unui accident vascular. Ei trebuie cunoscuți, nu sunt apanajul numai medicului, oamenii trebuie să știe de lucrurile astea, noi avem de ce să ne ocupăm, lucruri mai de specialitate și mai de mai mare finețe, să le zic. Dar lucrurile de care vă spun trebuie să le știe oricine, nu sunt lucruri care să țină de medic, țin de toți cetățenii noștri.
Când vine vorba de alimentație, ați pomenit de ceva mai puțină sare. Ar trebui să fie o regulă de bază, nu doar în cazul accidentelor vasculare. În general, în bolile cardiovasculare și pentru problemele cardiace și pentru cele cerebrale, pentru că explicația este simplă. O alimentație prea bogată în sare duce la o acumulare mai mare de lichid în organism și asta duce la, la creșterea valorilor tensionale, la hipertensiune arterială. Și spuneați mișcare. Mișcarea este, să știți, cred că odată cu, alături de scăderea sării din alimentație și de dieta mai, cu mai puține lipide, un element de prevenție vasculară extraordinar de important. La televizor vedem mereu, dar vedeți, dacă se tot promovează clipul ăsta, s-ar putea la un moment dat să nu mai fim atenți la ele. Deja ne-am obișnuit. 30 de minute de mișcare în fiecare zi, poate chiar o oră. Nu neapărat sport de olimpic, dar de mers la pas prin oraș, de plimbat. Un pic de alergătură, de alergat dacă se poate, dar nu e obligatoriu. Mai ales, atenție că efortul ăsta trebuie adaptat de la caz la caz. Deci o persoană de 70 de ani nu este indicat să-ți apuce să facă știu eu ce alergături, că s-ar putea să instaleze un infarct de miocard. Dar o plimbare zilnică este foarte bună pentru aparatul cardiovascular. Pentru că ați pomenit mai devreme ca unul din simptome în atacul vascular de cefalee, vreau să ne lămuriți cu privire la acest aspect, pentru că nici nu vrem ca la o simplă durere de cap să dăm buzna la medic, dar nici să o neglijăm, așa cum spuneați mai devreme, să ne trezim că repercusiunile sunt mult mai grave. La ce ar trebui să fim atenți? Cefalee este un simptom frecvent întâlnit în consultul neurologic, poate că e un simptom cel mai frecvent, alături de amețeală, de vertij. Cefaleile pot să fie date de multe cauze pericerebrale, să-i spun. De exemplu, o sinuzită, o afecțiune ale urechii interne sau medii, afecțiuni dentare, toate astea pot să dea dureri de cap. Cred că simptomul, cefalea care trebuie să îndemne la un consult de urgență este o cefalee brusc instalată. Deci un pacient care n-a avut cefalee și instalează o cefalee bruscă, în plină sănătate sau într-un context patologic mai preexistent, factorii de risc pe care i-am vorbit până acum, trebuie să determine la o prezentare. Dacă este o cefalee însoțită de vărsătură, însoțită de amețeală, de senzație de cap tulbure, de o ceafă rigidă sau, dacă e și context febril, nu mai spun, pentru că cefalea se poate întâlni, cred că, în jur de 90-100 de situații patologice. Meningite, encefalite, infecții de toate felurile, de la virale, banale, până la pneumopatii sau infecții. Orice infecție din organism poate să dea și dureri de cap. Dar eu aș sublinia cefalea, o cefalee extrem de periculoasă prin consecințe, care se produce în ruptura unui anevrism cerebral și poate să dea hemoragie subaracnoidiană. Asta se întâmplă la persoane tinere care dintr-o dată, să nu vă speriați acum că vă spun de cefalea asta, la persoane tinere care brusc instalează o durere mare de cap cu fotofobie, adică îi supără lumina, cu vărsătură care arată un grad de edem cerebral, atunci trebuie investigație imagistică de urgență, o rezonanță magnetică sau tomografie computerizată, pentru că poate fi vorba de un anevrism, care este o malformație a unei artere, care are pereții modificați și în anumite situații se poate rupe. Și atunci se inundă creierul și apare o hemoragie foarte, foarte gravă. Dar nu vreau să vă induc sau să nu creadă cineva că oricine poate să facă așa ceva. O cefalee care este veche, de ani de zile, dusă pe picioare, aia este o cefalee, mai ales dacă a fost investigată tomografic. Persoana a făcut o tomografie la un moment dat, nu s-a găsit nimic și periodic are dureri de cap, are cefalee. Poate fi vorba de o migrenă care, sigur că necesită tratamentul specific migrenelor. Dar simptomele care pot să ne determine, să-i determine pe oameni să se prezinte ar fi o cefalee chiar veche, dar care devine mai frecventă, cu crize mai puternice, care cedează mai puțin la antialgice și a căror caracter se complică și cu alte simptome. Fie tulburări de vedere, diplopie, vedere dublă, fie amorțeli, parestezii pe jumătate de corp sau
Există și ictusul migrenos, pacienți care au dureri de cap, după care instalează un deficit motor. Adică simptome care, adăugate durerii de cap, arată o situație mai complicată. Având în vedere că vine sezonul, vreau să vorbim puțin de insolație. Expunerea la soare trebuie făcută totuși cu mare prudență, pentru că ați văzut în ultimii ani au apărut foarte multe înștiințări vis-a-vis de patologia cutanată dată de expunerea la soare, de melanoame, de acei nervi pigmentari care se pot transforma în melanoame, și aceste tumori sunt extrem de agresive și, din păcate, cu evoluție foarte gravă. Dar simpla expunere la soare, muncă sau expunere în scop de agrement la plajă poate să dea insolație. Este o situație benignă relativ, dar în anumite stări poate să ducă chiar la accidente hemoragice, chiar la hemoragii cerebrale. Pacienți care fac și efort, stau în soare, mai ales din mediul rural, sunt aduși de urgență după o zi de muncă la sapă cu un accident vascular hemoragic și, bineînțeles, după expunere la soare. Deci, atenție la expunerea la soare, mai ales în perioada de prânz, între ora 11 și 3-4 după amiază, e bine să evităm expunerea la soare. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Nu plecați, ne întoarcem imediat după o scurtă pauză publicitară. An de an, peste 1 milion de români au nevoie de ajutor de urgență. Viața unei astfel de persoane depinde într-o mare măsură de momentul acordării primului ajutor și de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului. Pentru astfel de situații, românii nu sunt pregătiți. Există cazuri în care situația victimei este agravată de intervenția unor persoane care execută greșit manevrele sau care mișcă pacientul atunci când nu trebuie. Dar lucrurile tind să se schimbe. De câțiva ani, românii care conștientizează importanța acestor cunoștințe apelează la Crucea Roșie Română pentru cursuri de prim ajutor. Am apelat și noi pentru ca aceste informații să ajungă la cât mai mulți oameni. Alături de noi au venit astăzi domnul Gheorghe Popescu, directorul filialei de Cruce Roșie Dâmbovița, domnul Eugen Florea, secretar filiala de Cruce Roșie Târgoviște și câțiva voluntari. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vreau să vorbim concret, să ne arătați, să ne exemplificați, să știe oamenii care ne privesc exact cum se face în anumite cazuri. Noi vorbim astăzi puțin, am ales câteva cazuri pentru că nu ne permite timpul, dar poate cu altă ocazie ne mai întâlnim și ne mai puneți așa la punct referitor la măsurile de prim ajutor. Vreau să-mi spuneți cu ce ați venit pregătiți astăzi și referitor la ce ne instruiți. În primul rând am venit pregătiți cu oameni inimoși, cu oameni care își ajută semenii, și dacă este să luăm de la început, haideți să definim un pic primul ajutor. Ce este primul ajutor? Deoarece sunt multe persoane interesate și Crucea Roșie popularizează aceste măsuri care conduc la salvarea vieții. Deci primul ajutor reprezintă totalitatea măsurilor pe care le întreprindem de când se produce accidentul sau îmbolnăvirea până la sosirea personalului medical calificat, astfel încât nu este bine să acordăm anumite măsuri, dacă nu cunoaștem. Deci un prim ajutor de calitate începe cu primul pas. Se descriu un prim ajutor 4 pași. Și primul pas este asigurarea locului accidentului. Când trebuie să ne protejăm întâi pe noi, să protejăm persoanele care sunt în jurul nostru și dacă viața noastră nu este pusă în pericol, să încercăm să ajutăm persoana afectată. Un al doilea pas este evaluarea stării victimei, întrucât nu putem face un anunț la ambulanță dacă noi nu știm ce s-a întâmplat cu victima respectivă sau dacă ne grăbim și oferim informații eronate. Astfel, după o evaluare a stării victimei, după depistarea numărului de persoane care suferă, atunci se trece la pasul numărul 3, care este anunțul către 112, și până la sosirea personalului medical calificat se trece la pasul numărul 4, acordarea efectivă a primului ajutor. Și spre exemplu, să zicem că avem o persoană lipsită de cunoștință. Și de aceea o să rog doi dintre colegii noștri să ne exemplifice. Avem victima care este întinsă la sol. Primul lucru care ar trebui să-l facă salvatorul este să abordeze victima, să evalueze funcțiile vitale, respectiv conștiență, puls, respirație. Se face o hiperextensie a capului pentru a elibera calea respiratorie,
se susține ușor bărbia și timp de 10 secunde, prin metoda PAS, îi spunem noi, adică privim pieptul victimei, ascultăm respirația și simțim respirația în obraz, vedem dacă victima noastră respiră. Avem un caz fericit, victima noastră respiră, are puls, evaluăm timp de 15 secunde câte bătăi sunt, este vorba de, noi spunem, regula lui 4. Timp de 15 secunde aflăm câte bătăi sunt, se mulțește cu 4 și astfel aflăm pulsul timp de un minut. Victima noastră are puls, respiră, dar pentru a nu se sufoca cu diverse secreții, cu vomă, se așează într-o poziție. Noi spunem poziția de siguranță, astfel încât victima va fi așezată în lateral, fără ca sânge sau vomă sau alte secreții să acopere calea respiratorie a victimei. Este foarte important să vedem dacă nasul și gura victimei sunt orientate către sol. După ce așezăm foarte bine capul, se fixează piciorul, la copii se poate pune în spate o perniță sau un sul și victima noastră se acoperă, se acordă un confort termic. Și astfel avem managementul persoanei care este lipsită de cunoștință. Contează pe ce parte așezăm persoana lipsită de cunoștință sau? Nu, doar la femeia gravidă. Contează, dar este important totuși să mai verificăm o dată dacă acele căi respiratorii sunt permeabile, sunt libere. Victima noastră va fi acoperită și supravegheată permanent până la sosirea personalului medical calificat. O altă situație pe care dorim să vă descriem este un stop, să zicem, respirator. De regulă noi mâncăm împreună și la un moment dat observăm că o persoană duce mâna inconștient, duce mâna la gât și are o sete intensă de aer. Astfel, o bucățică de mâncare în loc să alunece către stomac a intrat în calea respiratorie. Se obstrucționează. Pentru început, ce ar trebui să facă salvatorul nostru? Să încurajeze victima să tușească. Deci la început îl încurajăm să tușească. Este important să reținem faptul că dacă acea bucățică de mâncare obstrucționează complet calea respiratorie, s-ar putea ca și creierul victimei să nu mai fie oxigenat și în timp de 15 secunde să-și pierdă cunoștința. De aceea ne vom așeza în spatele victimei și o vom susține. Dar într-o intervenție rapidă, aplecăm ușor victima în față și aplicăm 5 lovituri între omoplați. Este important să nu dăm 5 lovituri, ci după fiecare lovitură să vedem dacă s-a dislocat cumva acel corp străin care blochează calea respiratorie. Deci ideal ar fi să nu ajungem la cea de-a cincea lovitură și lucrurile ideal ar fi să fie un element de surpriză și să fie dislocat acel corp care obstrucționează calea respiratorie. Dacă aceste 5 lovituri nu sunt eficiente, vom trece la manevra pe care toată lumea măcar a auzit de ea, manevra Heimlich. Este totuși o manevră de evitat, deoarece la momentul când se va strânge abdomenul, există posibilitatea să fie lezionate organe interne. Dar este soluția de salvare a persoanei și identificăm punctul unde ar trebui să apăsăm. Respectiv, în jumătatea distanței din marginea inferioară a sternului, deasupra ombilicului. Se așează pumnul strâns într-o formă de triunghi, așezată la jumătatea acestei distanțe, se prinde încheietura și printr-o mișcare circulară se trage către noi, aplicând victima în față. Din nou se fac cele 5 presiuni, aerul tinde să iasă din piept și să antreneze acea bucățică de mâncare. Din nou se evaluează după fiecare strângere. Dacă aceste compresiuni abdominale nu sunt eficiente, se combină cu cele 5 lovituri în spate. Asta se întâmplă în cazul în care cineva s-a înnecat cu o bucățică de mâncare. Vreau să-mi spuneți, este valabilă procedura și în cazul copiilor? Este valabilă, bineînțeles, respectând proporțiile. Copilul se poate apleca peste antebraț. S-au susținut în funcție de cât ce greutate are persoana sau dacă este sugar. Aceleași manevre, doar că la copii sub un an de zile nu se aplică presiune abdominală, ci în stern.
se apasă în stele. Spuneți-mi, vă rog, ca specialist, ce părere aveți despre faptul că multe mămici apelează la răsturnarea cu totul a bebelușului, îl iau de picioare și îl scutură bine, bine până... Răsturnarea nu ar fi așa gravă decât acel scuturat, deoarece noi trebuie să creăm presiune în cutia toracică, aerul să tindă, să iasă afară, astfel antrenând mâncarea deci, pe care a ingerat-o bebelușul. Să sperăm că a fost demontată această teorie, cum că ar fi bine să facem așa. Pentru exemplificare o să ajungem la o situație mai gravă. Este vorba de urgența maximă în prim ajutor și este vorba de stopul cardiorespirator. Când, după evaluarea pe care am efectuat-o, aceea privește, ascultă, simte, nu se depistează dacă persoana respectivă respiră, ce ar trebui să facem? Dacă suntem singuri, este bine să aplicăm manevrele pe care o să vi le prezentăm, după care să mergem să anunțăm ambulanța. Dacă mai este o persoană în jur și de aceea, la momentul când depistăm faptul că persoana nu respiră, strigăm foarte tare ajutor. Ce ar trebui să anunțe persoana care vine în ajutorul nostru? Este un stop cardiorespirator și avem nevoie de o ambulanță cu defibrilator. Și acum să explicăm puțin rolul defibrilatorului. Este un dispozitiv computerizat care analizează dacă inima funcționează sau nu. Astfel încât, ce sunt fibrilațiile? Fibrilațiile sunt niște mișcări anormale ale inimii înainte să se oprească. Depistând aceste fibrilații, defibrilatorul dă un șoc electric care corectează funcționarea inimii în mod normal. Dar dacă inima nu mai funcționează, vor trebui aplicate aceste măsuri de prim ajutor, respectiv combinația între presiuni, este vorba de 30 de compresiuni toracice și două insuflații. Asta pentru persoana adultă. Există situații speciale pentru copil și pentru bebeluși când se începe cu 5 insuflații. Vreau să începem cu persoana adultă să ne arătați exact despre ce este vorba. Deci, încă o dată, aceeași manevră de... Este bine, la momentul când se face hiperextensia, să susținem bărbia, întrucât, în mod normal, la persoana lipsită de cunoștință, bărbia pică. Timp de 10 secunde, evaluăm respirația. Ajutor, stop! Și acum rugăm persoana care a venit să ne ajute să anunță 112 unde se află locația respectivă, victima este în stop cardiorespirator. Se poziționează podul palmei în jumatea pieptului, se apasă o treime din cutia toracică, mod la persoană normală, 4-5 cm. Forța cu care apăsăm... Este vorba de presiunea să fie la o treime din cutia toracică sau 4-5 cm. Deci facem această manevră de 30 de ori? 30 de apăsări, 30 de compresiuni, urmate de 2 insuflații. În mod normal, pentru a avea o resuscitare de calitate, este recomandat să fie 2 salvatori. Unul care face compresiunile și unul care face insuflațiile. Bineînțeles, cel care face compresiunile va obosi mai repede, de aceea este recomandat ca schimbarea să fie făcută la 2 minute. Este aceeași manevră care se aplică și în cazul celor necați? Este cu deosebirea că la înnecat se vor începe 5 insuflații, deoarece există posibilitatea să se împingă apa care blochează calea respiratorie. Deci înainte să facem compresiunile, se fac... La fel se fac la bebeluș și la copil. La persoana adultă se continuă resuscitarea până când sosește personal medical calificat, până când victima prezintă funcții vitale sau până când nu mai poți să efectuezi această manevră. De aceea este recomandat, este bine ca multe persoane să cunoască această metodă, vedeți că nu este nimic complicat, este destul de ușor de efectuat. Deci, practic, nu ne oprim. Nu ne oprim decât la momentul când efectiv nu mai putem și nu ne vom transforma și noi într-o altă victimă. Și putem continua acum la copil. De data aceasta nu mai efectuăm presiune cu două mâini, ci se va folosi o singură mână, bineînțeles, reducând amplitudinea apăsării. Cu coada ochiului putem să urmărim dacă se ridică pieptul sau nu și lăsăm să se așeze cutia toracică.
se vede. Manichinele noastre sunt construite astfel încât să respecte întru totul anatomia omului. Cu o singură palmă apăsăm o treime din cutia toracică a copilului. Tot de 30 de ori? Tot de 30 de ori. Este foarte important ca în momentul în care am descoperit stopul cardiorespirator să intervenim de urgență, deoarece dacă într-un interval de 3-5 minute celulele creierului nu se oxigenează, nu primesc oxigen, aceste celule mor și din păcate sunt ireversibile. Se instaurează moartea victimei, deci. Acționarea cu rapiditate conduce la salvarea vieții. Vreau să trecem și la bebeluși acum și să ne spuneți în cazul bebelușilor cum stau lucrurile și deja când vezi un corp atât de mic, parcă ai face orice să De aceea noi spunem prim ajutor de bază. Tocmai nu este de asta prim ajutor specializat. Da. Toate persoanele ar trebui să cunoască aceste măsuri. Noi așteptăm la Crucea Roșie, avem echipă specializată de formatori pregătiți de sediul central al Crucii Roșii Române care predau aceste cursuri. Pot fi atât copii, tineri, cât și persoane adulte, persoane din cadrul firmelor. Chiar zilele acestea, un medic din cadrul Crucii Roșii Dâmbovița, în colaborare cu Direcția de Asistență Socială și respectiv cu Spitalul Județean, l-am trimis la Brașov pentru a fi formator al Crucii Roșii Române, urmând ca în perioada imediat următoare, aproximativ 15 instructori să fie formați în pregătirea și acordarea primului ajutor în situații de dezastre și mă gândesc la acele probleme care au fost discutate în cadrul inspectoratului școlar și respectiv la cadrele didactice. La fiecare acțiune a elevilor trebuie în mod obligatoriu să participe un cadru didactic care să știe să acorde primul ajutor. Deci ceea ce ați văzut aici și în continuare pentru voluntarii Crucii Roșii și cei care se pregătesc în acordarea primului ajutor, trebuie să capete aceste noțiuni elementare. Așa cum spunea și Eugen și de altfel cum am mai discutat aceste lucruri, căutăm ca marea majoritate a salariaților care lucrează cu risc și de asemenea marea majoritate a tinerilor prin concursul nostru Sanitarii Pricepuți și respectiv celelalte concursuri care se desfășoară în domeniul acordării primului ajutor, să știe, să fie capabil să acorde aceste noțiuni elementare pe care le-am văzut exemplificate aici cu voluntarii noștri. Ne întoarcem la discuție după ce vedem ce se întâmplă cu bebelușul, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, un corp atât de mic, foarte, foarte ușor de manevrat, mulți tind să facă multe manevre greșite pentru a-l ajuta. Vreau să ne arătați exact ce trebuie să facem să fie și corect și benefic pentru cel aflat într-o situație de acest gen. Încă o dată să ne explicați dumneavoastră, am văzut... Pentru evaluarea funcțiilor vitale este diferit la bebeluș față de adult, deoarece bebelușul nu ne poate răspunde când mergem la el și îl strigăm, ești bine, știi ce s-a întâmplat cu tine? De aceea la bebeluș se bat ușor tălpile. Să vedem dacă există sau nu conștiență. Dacă nu se trece la evaluarea respirației și în cazul fericit în care respiră, evaluăm pulsul, dar nu mai evaluăm ca la adult, cum ați văzut în demonstrația anterioară, la nivelul gâtului, ci în treimea medie a brațului. Și acolo se evaluează pulsul. Din păcate, la demonstrația noastră, bebelușul nu are nici puls, nici respirație, de aceea va trebui să facem manevrele combinate, respectiv insuflațiile și apăsările. La bebeluș se acoperă atât nasul cât și gura victimei și se efectuează 5 insuflații. După care vom executa acele 30 de compresiuni în jumatea pieptului, folosind două degete și se apasă o treime din cutia toracică a victimei. Bineînțeles, numărăm cu voce tare, este bine să facem lucrul ăsta, deoarece s-ar putea ca în jurul nostru să fie multe persoane panicate și în momentul în care intervin diverse persoane, poate cineva plânge, poate cineva strigă, salvatorul își pierde șirul numărătorii. De aceea aceste manevre trebuie efectuate cu voce tare, numărat și astfel există și o coordonare eficientă a mișcărilor.
În momentul în care se întâmplă o astfel de nenorocire, nu putem ști dacă avem sau nu la dispoziție materiale ajutătoare. Cu ce ar fi indicat? Ce ne pică la îndemână să acoperim gura și nasul bebelușului? Există echipamente speciale, chiar noi avem, se numesc Batista Salvatorului. Dar spre exemplificare am folosit o bucățică de material, de pânză, care poate acoperi victima. Efectiv, poți trage marginea tricourului ca să-ți protejezi. Dar există și cadre medicale care să feresc să facă insuflațiile. Măcar acele 30 de compresiuni trebuiesc efectuate. Deoarece insuflațiile conduc prin intermediul plămânilor victimei un pic de oxigen, dar acel sânge mai conține oxigen. Deci măcar acele 30 de apăsări ar trebui făcute dacă nu există posibilitatea, din vari motive, să fie efectuate insuflațiile. Batista Salvatoare pentru profesioniști. Noi acasă se pare că ne putem descurca cu orice avem la îndemână. Important e să reținem aceste manevre. Domnul Gheorghe Popescu, o să mă îndrept și cu atenția spre dumneavoastră. A stat cu minte până acum, dar e momentul să vorbim lucruri interesante pe care le-ați abordat deja oarecum. Ați intrat în școli cu aceste informații foarte utile pe care alții le au deja ca un ca un punct de început al educației. Vreau să-mi spuneți cum ne comportăm în cazul unui dezastru, pentru că nu putem să-l evităm. Când se întâmplă, se întâmplă. Dar populația ar trebui să fie educată în acest sens și să nu ne mai trezim tot timpul luați așa prin surprindere. Deși nu avem cum să, repet, să evităm, măcar câteva noțiuni de bază, să știm cum să ne comportăm în astfel de situații și cum, repet, îi putem ajuta pe cei care pățesc lucruri rele. Vedeți că în ultima perioadă și județul Dâmbovița și în general România a fost lovită de o serie întreagă de calamități, dezastre, cel puțin în ultima perioadă inundațiile au făcut ravagii în atâtea județe, inclusiv la noi în Dâmbovița, nu chiar atât de mari, dar am văzut că am avut localități care au fost afectate de aceste dezastre. Oamenii respectivi din sate, oamenii respectivi din orașe, trebuie să fie pregătiți cu aceste noțiuni elementare de prim ajutor. Încercăm prin formele pe care le avem, la nivelul societăților, la nivelul școlilor, să pătrundem și să pregătim oamenii în acest domeniu. Se discută foarte mult în ultima perioadă pe oglindă despre producerea unui mare dezastru, a unui cutremur de mari proporții care poate să ne afecteze. Abia atunci ne dăm seama când se produce o calamitate și acest lucru nu poți să știi când apare, omul trebuie să fie pregătit într-o astfel de situație. Ce să-și ia din casă, strict un necesar, acele obiecte care sunt necesare într-o situație deosebită pentru a nu avea pierderi de vieți omenești. Noi în școli avem un concurs sanitar priceput de ani de zile. Anul acesta, cu satisfacție aș putea spune că am avut foarte multe echipaje de la școlile generale, elevi care au venit și pot să spun că știu să acorde primul ajutor, chiar dacă nu se acordă atenția necesară de către medici, de către cei care răspund de școlile respective în pregătirea elevilor respectivi. Am avut cazuri când copiii au intervenit pentru a ajuta pe cel care, eu știu, a fost înnecat sau a fost accidentat. Aceste lucruri de acordare a primului ajutor, bineînțeles că le facem în așa fel ca să înțeleagă conducătorii locurilor de muncă, cei care sunt care au societăți și lucrează cu oameni într-o situație deosebită, pentru că se pot produce explozii, se poate produce o calamitate la nivelul societății respective și atunci colegul nostru care este într-o situație trebuie să-l ajuți. Am avut explozii de gaze la multe blocuri sau la unele societăți când practic nu știam sau cei care au știut au putut să-și ajute pe vecin, pe o rudă apropiată de a-l scoate într-o situație și a-l
atunci când vine medicul să-l găsească în viață. Vreau să vă întreb referitor la cutremure, pentru că ați pomenit de acest aspect. Ce ar trebui să știm? O informație de bază. Nu putem ști clar când vine cutremurul. Tot timpul ne ia prin surprindere. Dar aceste informații pe care dumneavoastră încercați să le implementați ar putea să ne ajute să, cum spuneați, să salvăm vieți sau chiar pe a noastră. Ce ar trebui să facem în momentul unui cutremur? Nu trebuie să intrăm în panică, trebuie să ascultăm mesajele care eventual se transmit pe posturile de radio, probabil că televiziunea atunci va pica, eventual să ne aducem aminte că am pus deoparte apă necesară pentru o perioadă de o zi sau două, nu trebuie să stăm în mijlocul camerei respective să pice mobila pe noi sau eventual lustra sau tencuiala respectivă, să ne băgăm sub oglindă unde este locul mai bun. De asemenea, nu trebuie să ieșim afară imediat pe scările respective pentru că sunt foarte vulnerabili și s-ar putea să ne trezim eventual cu scări rupte și așa mai departe. Să așteptăm să treacă evenimentul respectiv și abia atunci să putem să luăm o hotărâre. Bineînțeles că cei care sunt cu noi în cameră, din familia respectivă, să știm prima dată cum trebuie să-l ajutăm dacă eventual el este accidentat. Dacă ne aflăm eventual la volan, atunci trebuie să oprim mașina și să așteptăm să treacă evenimentul respectiv. Dacă ne aflăm eventual în mijlocul într-o încăpere mare, să nu stăm eventual în mijlocul ei și să ne băgăm sub un obstacol, să ne băgăm sub o masă sau eventual o grindă, cum spuneți, ca să nu pice eventual tencuiala pe noi. Deci dumneavoastră toate aceste informații le puteți oferi prin cursurile pe care le... De fiecare dată când cursanții respectivi vin la noi, noțiuni elementare sunt date către cei care participă la pregătire și de asemenea noțiunile generale de acordare a primului ajutor sunt date prin instructorii și formatorii noștri. Vreau să vă spun că aceste cursuri sunt de scurtă durată. La solicitarea și la înțelegerea pe care o avem cu patronatele respective, maxim cursurile noastre durează 16 ore, 12 ore sau eventual 8 ore, în așa fel ca pe perioada respectivă să facem cât mai comprimat, cât mai mulți cetățeni și cât mai mulți salariați și cât mai mulți tineri să cunoască aceste noțiuni elementare. Ca metodă de prevenție, dacă se poate spune așa, cum spuneați, ar fi bine să cunoaștem aceste locuri sigure din casă sau din mediul în care ne desfășurăm cea mai mare parte a timpului, pentru a nu orbecăi în momentul unei calamități și a unui cutremur respectiv, despre asta vorbeam, ar trebui să facem puțin asta, să instruim membrii familiei, copiii, când e cazul? Va fi necesar din timp să purtăm aceste discuții, mai ales că în ultima perioadă se fac diferite anunțuri pe această temă, de primul lucru și primul lucru care trebuie să dăm dovadă, mai ales dacă suntem cap de familie sau eventual prieteni sau cu cine ne aflăm, să cunoaștem realitatea din jurul nostru, să cunoaștem exact unde sunt amplasate primele lucruri care ne sunt necesare și, cel mai important, să nu intrăm în panică, să dăm dovadă de calmitate și de responsabilitate în tot ceea ce facem. Iar dacă eventual se ordonă prin mijloacele respective să ne strângem într-un anumit loc, să facem grupuri care să ajute pe ceilalți, să acordăm atenția necesară celui care coordonează această treabă și, bineînțeles, să ia măsurile necesare împotriva celor care eventual umblă după alte lucruri, așa cum se întâmplă de fiecare dată, furturi și așa mai departe. Din păcate, timpul ne presează și înainte de final vreau să Să vă spun că s-a discutat foarte mult pe marginea acestui 2% care trebuie date către organizațiile umanitare. Ne pot contacta zilnic la sediul nostru
din Târgoviște pentru a primi formulare respective. Încă există această portiță și încă sunt foarte mulți cetățeni și salariați din municipiul nostru și din județul nostru care poate să-și direcționeze cei 2% către Organizația Umanitară Crucea Roșie Dâmbovița, bineînțeles în scopul de a procura materiale necesare pentru intervenții în cazuri de dezastre și calamități. Și bineînțeles a forma voluntarii noștri care la rândul lor atrag alții pentru a ști întotdeauna să acorde primul ajutor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc și vouă și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem duminică la ora 18 pe MDITV sau pe mditv.ro. Alegeți un stil de viață sănătos, alegeți să vă informați, este foarte important să știți să oferi o mână de ajutor. Până data viitoare, numai bine, la revedere!